Dacă până acum la serviciul de medicină legală Olt au lucrat numai medici bărbați, de curând echipei de legiști i s-a alăturat și o femeie. Suntem 4 medici și pe punctul de a primi și a 5-a colegă care este în an terminal la IML Craiova la pregătire ca rezidentă și care a luat medicină legală Slatina. Deși pare o meserie extrem de grea, pentru Andreea Idor, specialitatea de medic legist e cea mai frumoasă, spune ea, chiar dacă este și grea. În 2015, legiștii olteni au avut o activitate intensă. Avem 338 de expertize efectuate, 271 de expertize psihiatrice, 1300 de certificate medico-legale la cerere, 366 de necropsii, 33 de expertize antropologice și 1399 de cazuri investigații toxicologice. Potrivit șefului SML Olt, statistica este îngrijorătoare în ceea ce privește numărul expertizelor antropologice necesare pentru eliberarea certificatului de naștere. Peste 30 de persoane din Olt au solicitat acest document în 2015 pentru a-și putea face documente de identitate.